Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat un bărbat în vârstă de 30 de ani în zona gării CFR din Constanța. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare dat de către autoritățile spaniole. Bărbatul în cauză era dat în urmărire internațională pentru comiterea unor infracțiuni de fur calificat și constituirea unui grup infracțional organizat, acesta sustrăgând dintr-un magazin din Spania mai multe obiecte de lux, precum ceasuri și bijuterii, în valoare de 4.700.000 de euro. Pentru prinderea acestuia, oamenii legii au beneficiat de date și informații suplimentare obținute prin intermediul biroului Sirene. În acțiune au fost angrenați luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța. Bărbatul a fost prezentat parchetului pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a emis ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore.